Bună, Mimi! Îți mulțumesc că ai acceptat provocarea noastră pe care am lansat-o pe pagina de Facebook a Naționalei Feminine cu 10 întrebări de la sporterii noștri. Am primit foarte multe întrebări pentru tine, am ales 10 dintre ele și propun să le răspundem. Sigur, abia aștept. Andreea Fenesan te întreabă cum îi cheamă pe motanii tăi. Inițial nu au primit aceste nume, dar au fost adaptate, să zic așa, poreclele lor care le-au acum, că nu pot să le zic nume. Pe unul dintre ei îi cheamă Piki, o fetiță, o vecină de-a noastră, nu putea să zică pisică și i-a zis Piki. Și noi așa am păstrat numele, că ne s-a părut foarte interesant și că îl caracterizează. Iar pe celălalt îl cheamă Hector, e foarte jucăuș și mi s-a părut că îi se potrivește acest nume. Roxana Andreea te întreabă dacă crezi că orele de educație fizică și sport în școală ar putea schimba performanța fotbalului feminin în România și implicit percepția societății față de fotbaliste. Da, este o întrebare foarte interesantă. În primul rând mi-aș dori ca orele de educație fizică să schimbe percepția părinților și a copiilor asupra sportului, ceea ce m-ar face foarte fericită, dar cred că creindu-se mai multă atenție sportului în general în școală ar ajuta și fotbalul feminin, nu doar fotbalul feminin, dar în general sportul. Olivia Oprea, colega ta de la Națională, te întreabă dacă ești superstițioasă de îți schimbi culoarea părului foarte des și care este culoarea ta preferată? Chiar nu sunt superstițioasă, nu trebuie să port aceleași șosete și aceeași îmbrăcăminte înainte de meci sau diferite obiceiuri să am. Culoarea părului cred că vine din prisma faptului că mă simt așa câteodată nevoia de o schimbare sau mă plictisez de un lucru și atunci schimbă. Da, și cu toate că am culoarea părului acum roz, culoarea mea favorită este verdele. Iulia Cizmaru te întreabă dacă te vezi în postura de antrenoare. Da, chiar mi-aș dori ca după încheierea carierei de jucătoare să ajung să antrenez. Florentina Smărândoiu te salută și te întreabă dacă într-un meci portarul se accidentează iar tu ești singura capabilă să intre în poartă, cum îți motivezi cu echipierile să joace la fel de bine, dar cu tine pe alt post? Mi-ar plăcea să ajung să joc și în poartă, dar nu, să zic, într-un meci foarte important, că nu știu dacă aș putea să mă ajut echipa, dar cred că cu motivatul ar fi ușor, că cred că fac asta și acum în teren, vorbesc mult și poate câteodată prea mult și le enervez pe colegele mele. Cătălina Crina îți propune tot o poveste. Dacă ai fi pentru o zi antrenorul unei echipe de juniori, cum ai reușit să gestionezi pierderea finalei, astfel încât niciun copil să nu plece de la teren dând vina pe altul pentru jocul prestat? Dacă ai fi antrenor pentru o zi, cred că ar fi destul de greu să ajungi să-i cunoști pe fiecare și să știi cum să vorbești înainte de un meci cu ei sau ce să le spui după. Trebuie să-i cunoști puțin individual ca să știi cu fiecare cum să vorbești, dar dacă aș fi antrenoarea unei echipe de juniori, cred că i-aș pregăti cu foarte mult timp înainte să știe să gestioneze și victorile și înfrângerile, încât pierdem în echipă, câștigăm în echipă. Oana Nicoleta Murărașu te întreabă care sunt cele trei motive principale din cauza cărora îți pare bine că faci parte dintr-o echipă de fotbal și cine este eroina sau eroul din fotbal pe care îl admiri? Mă bucur că fac parte dintr-o echipă. Nu mă văd să fi făcut un sport individual, deși așa am început sportul. Îmi place să fac parte dintr-o echipă, îmi place să comunic cu colegele mele, să zic așa, să facem acțiuni împreună, să simți că faci parte dintr-un grup, să am legat prietenii care o să dureze o viață, sunt sigur de chestia asta, datorită sportului de echipă. Deci da, mă bucur foarte mult că fac parte dintr-o echipă și... Eroul sau eroina? Cred că, nu știu dacă pot să numesc o persoană, dar în general colegele mele, pentru că facem
nu știu dacă, pentru noi nu sunt sacrificii, dar faptul că jucăm fotbal și unele dintre noi lucrează pe lângă sau au alte activități ca să aibă un trai decent, pentru mine ele sunt, să zic, eroinele mele, pentru că se antrenează la fel ca și sportivii care sunt plătiți să facă doar lucrul ăsta. Adrian Iancu te întreabă ce marcă era scuterul cu care alergai de mică acasă până jos la lac. Da, am avut o copilărie foarte frumoasă și le mulțumesc părinților mei că mi-au oferit, să zic așa, toate lucrurile care mi le-am dorit și unele dintre ele chiar nu cred că le-a fost ușor, pentru că țin minte că mama mea, când mă vedea că plec de acasă pe scuter, nu era foarte fericită. Am avut mai multe scuteruri, să zic, scutere. Da. Unul dintre ele a fost Aprilia, parcă, dacă mă amintesc bine. Da, Aprilia, era unul verde cu portocaliu, m-am zis foarte bine culoarea. Claudia Ioana te întreabă dacă ai putea alege să joci la fel de bine ca orice jucătoare a lumii, pe care ai alege-o? Mi-aș dori să fiu o jucătoare total opusă de ceea ce sunt eu sau de poziție care o joc eu în teren. Mi-ar plăcea să fiu o jucătoare foarte rapidă și să zic să joc undeva în atac. Îmi place foarte mult de Diani, jucătoarea franceză care joacă pentru Paris Saint-Germain. Și ultima întrebare, Liviu Pop te salută și te întreabă care a fost cel mai emoționant match sub tricolor pe care l-ai trăit până acum și ce te-a făcut să ai acest sentiment? Într-adevăr, campania când a fost foarte aproape de o calificare la campionatul european, cred că meciul cu Ucraina de acasă, când am știut că o să jucăm play-off-ul pentru calificare, cred că eram practic la două meciuri de calificare, cred că acela a fost cel mai fericit, să zic așa, meci care l-am trăit vreodată. Deși după a urmat un moment mai nefericit, dar sunt mândră că am ajuns până acolo și am împărtășit acest sentiment cu colegele mele. Acum vine momentul cel mai greu din seria acestor întrebări, să alegi întrebarea care ți-a plăcut cel mai mult sau ți-a părut cea mai interesantă, care va fi premiată ulterior cu un tricou semnat de către voi. Da, e destul de greu. Am să aleg întrebarea Oanei, cea care face referință la eroinele mele, care sunt colegele mele de echipă.